you're a drug, I'm addicted to your love. Unde fetele dansează foarte bine, bravo. Da. Dacă cumva a făcut impact, da. Da. Noi avem și un cabinet medical în caz că o să vă ia cu transpirație, cu leșin, da, 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 pentru cei din public. Robert Georgescu e prezent, da, e acolo. Bine, Robi! Toată lumea aici, să trecem la treabă. Cel mai fierbinte subiect al acestor zile este spotul al cărui personaj principal este chiar el, filozoful Mihail Șora. Unii îl acuză pe Șora de impostură, ceilalți aprobă prezența lui în spot. Da, și cum românii nu au timp de nuanțe, au împărțit totul în alb și negru. Dacă ești de acord cu prezența lui Șora în spot, ești un comunist nenorocit. Da, dar dacă nu ești de acord, păi atunci ești un fanatic și un obtuz. Da, dincolo de această dispută remarcăm excelenta realizare a spotului. Și așa, 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 bine scris, punte bine cu excelent structurat, remarcabil filmat, pentru că de ce? Pentru că reușește să ne întoarcă în timp până anii ăia când era întuneric și comunismul era în floare. Da, e atât de bine realizat încât parcă simțim așa frigul și frica acelei epoci. Tu cât te-ai născut? Ia zi repede. În 90. Da, da. Dar am auzit și știu ce vorbesc. În altă ordine de idei, Șerban, pune mâna pe colega Cristina. În altă ordine de idei, dragilor, ascundeți-vă. Nevestele, mamele, surorile, amantele, iubitele, Cristi Borcea a fost eliberat. Eliberăm și noi umorul, începe clinica cântătașilor! Astă seară la clinicuță! Lăsați treaba asta pe seama cârcotașilor. Ajungem în secolul 21. Avem apă la ghiuvetă, avem apă la WC-ul. Ești nebun. Deși, parcă n-am meritat. Și care-i problema? Ești prost. Votăm moțiunea. Să înceapă votul la programul și ordinea de zi stabilită. Ce teajba. Ne ajută și dezbrăcatul. Da, mă rog, așa. Dar și zaiaferi. Și râdem de tembelizioniști. Uită-te la mine. Nu se poate așa ceva. Să spunem tu cine. Să facă aceste gesturi care nu sunt inconvenabile. Ar putea. Doamne ferește, nu există deci așa ceva. Actrice. La noi este simplă situația. Eu sunt cu peștele, este cu vita. Eu sunt cu peștele, este cu vita. Felicitări! Eu sunt cu peștele, este cu vita. Bă, băiete, cum o să... Da, de ce? Eu sunt cu peștele, este cu vita. Și să vă mai spun ceva. Eu sunt cu peștele, este cu vita. Te rog, până la capăt. Eu sunt cu peștele, este cu vita. Bine ne-ați făcut. Ce bine că am luat dinamita asta, că nu se mai oprea niciodată. Bravo, așa! O să avem mult de fânt. Da, mult. O să avem treabă. Să știți că oamenii de la Digi se dau marscule pe bascule, așa. Băi, da, să știi că... Digi 24 HD. Da, da, da. Da, dar adevărul e că Digi arată chiar foarte bine. Arată bine, dar s-au de prost. La Digi 24 HD avem o problemă tehnică. Detaliile de ultim moment din anchetă le primim de la colega mea, Andreea Georgescu. Andreea. Hai, Andreea. Andreea, spune ceva. Andreea. Andreea, zi ceva. Andreea, te dau afară, vorbește. Procurorul General al României a explicat că... De la Digi24 HD trecem la ProTV, care e tot HD, unde Amalia Inache este tot mai emotivă. Sau răcită. Scuzați, un american și-a dorit atât de mult... o anume casă încât a cumpărat-o și a mutat-o la 70 de kilometri. Draga noastră, paracetamol, o crudă sau aspirina săracului, cam ăsta e tratamentul, așa facem și noi, și bebelușele. Scuzați, un american și-a dorit atât de mult
o anume casă încât a cumpărat-o și a mutat-o la 70 de kilometri. De la Antena 1 avem o bâlbă care e legată de valută, mai precis de dolari care se cumpără în draci. Investitorii cumpără dolari, creșterea... crește cererea de asemenea. Rezultatul, iată, se vede și în deprecierea leului. Așa o elocință în a explica cererea și oferta de dolari n-a mai întâlnit de mult. Investitorii cumpără dolari, creșterea... crește cererea de asemenea. Rezultatul, iată, se vede și în deprecierea leului. Și încheiem tot cu Digi24 HD, unde avem parte de niște schimbări. A ținut un discurs despre schimbările climatice în lacrimi. Schimbări climatice, schimbări climatici, contează mai puțin. Important e că sunt schimbări, tăticu. A ținut un discurs despre schimbările climatice în lacrimi. Când îi aude pe ăștia de la Digi24 HD vorbind, chiar natura se revoltă, frate. Așa este, din cauza lor schimbările climatice se transformă încet încet în schimbări clismatice. Da, clisme pe cisme. Cismele de la Digi. Acestea merg și pentru constipații de la RTV. La România TV avem o bâlbă simpatică de sezon. Referindu-se la un vânzător de struguri, noul prezentator, Trendy Flendy Răgușit, a reușit să-l facă vânător. Tot de struguri. Hoție de sezon la Galați, un vânător de struguri a fost prins cu un cântar măsluit dotat cu o telecomandă. Să recapitulăm. Un vânător de struguri a fost prins cu un cântar măsluit. Această știre a fost prezentată la ora 8:22. După aproape o oră, aceea știre, la fel de pocit, a fost prezentată de același Răgușit Bărbos la același post. Hoție de sezon la Galați, un vânător de struguri a fost prins cu un cântar măsluit dotat cu o telecomandă. Alo? Au? Să le spună cineva profesioniștilor de la România TV că e o fractură de logică în știrea lor. Sigur, vânătorul e vânzător și de-aia e toamnă să vândă struguri. Hoție de sezon la Galați, un vânător de struguri a fost prins cu un cântar măsluit dotat cu o telecomandă. Fiilor, și încheiem cu un jurământ la biserică. Un preot din Tășnad, județul Satu Mare, l-a ajutat pe un enoriaș să facă o promisiune în fața Domnului, apoi i-a eliberat și o adeverință. Va bea doar un litru de alcool pe zi până la Crăciunul de anul viitor. Așa a consemnat duhovnicul. Să recapitulăm, tată. Deci, popa i-a dat certificat enoriașului după ce acesta a promis că va bea doar un litru de bere pe zi până la Crăciun. Acum ficatul să-l țină, nu? Voi vă dați seama că până acum litrul ăla de bere stingea palinca? Preotul spune că această tradiție a juratului în biserică este veche de sute de ani și chiar le ajută pe unele persoane să renunțe la băutură. Asta a fost, frate! De înfrânare de la Trăscău. Dar să te rezum, mamă dragă, doar la un litru de marcheală pe zi. Păi doar un creștin adevărat poate reuși asta. Dar mă, stai că dacă este vorba despre vin și vinul bisericesc, păi asta nici măcar nu se mai numește consum, asta e împărtășanie. Da. Acum, dragilor, vă împărtășesc și vouă din bucuria de a le privi pe bebelușe. Domnul fie cu noi toți! Amin! Bebelușa Alexandra. Da. Alexa Story pe Instagram. Bebelușa Cristina se fac official pe Instagram. O avem pe Ioana Petric. Da. Este official. Sunt doar official influencer. Și fii atent, de când sunt official influencer, au început să vină mocangelile spre mine, așa e ceva deosebit. Te spun, Cherida, abia te așteaptă. Și fii atent, da, că primele cadouri le-am primit pentru voi, nu pentru mine. Am primit aici, nu știu ce e, trebuie să desfaceți în mine. De la Sarto, dar ia să vedem aici. De mult n-am primit să pun. Da, mă gândeam și eu. Nu, ce? Ce vorbești, ce... bă? Ăștia sunt fel de... Niște cercei. Sunt niște butoni, mă. Mamă, 1000 de euro, ia uite, mă. Sunt buton, mă. Uite, uitați-vă.
Băi, ce tare ești de când ești influencărică! Vă aștept să deveniți și voi influenceri acum ca să încep să primesc și eu cadouri. Da. Mulțumim frumos! Da, și fac apel la ceilalți care vor să trimită chestii, să știți că eu sunt deschisă, nu refuz nimic. E okay. Ia, la ea pe pagină e deschisă non-stop, adică o găsiți niciun fel de probleme. Mulțumim! Exact. Bun. Când vine vorba de modă, femeile și bărbații o privesc diferit. Da, mă rog, ele se uită la ce se poartă, la chestia asta. De... Asta așa e, în timp ce ei sunt atenți la cine le poartă. În ambele cazuri, Parisul e de vină, vă spun. Bonjour, bonjour, ça va bien? Săptămâna trecută, modiștii din Paris și-au dat întâlnire. Pentru început, un mare vlogger de pe Sena l-a prins de picior pe Justin Timberlake. Le trăsul cu curezu. Voia să-l descalți, asta e clar, dar se pare că nici în interior moda nu e modă fără o mică faxă. O tânără a urcat pe scenă în timpul prezentărilor Chanel și Etam și a defilat alături de alte modele. Pe de altă parte, să vedem și alte defilări care s-au întâmplat la Paris. I-au pornit ploaia, tot artificială, că în final totul pe pământul ăsta o să fie artificial. Aolo, săratele tale! Cum să le ții așa despuiate în pădure, una de cruzime? Da, da, bine, dar plus în pădure sunt tot felul de pericole. Da. Păi dacă se întâlneau cu lupul, doar știi ce a pățit Scufița. Da. Scufița ne-a informat că nu a violat-o cum trebuie. Deci... Da, vreau să vă spun o chestie interesantă. Mie în pădure mi-o frică de mă cac pe mine. Păi mergi la toaletă! Nici vorbă! Nu mă duc în fundul curții, mă, lasă-mă în pace. Oho, și în timp ce francezii fac prezentări de mod... La urma urmei, ce mai contează dacă Buda e în casă sau în fundul curții? Important e să ai Facebook pe telefon. Da. Și în plus, în fundul curții e mai multă intimitate. Ești doar tu, muștele și telefonul. Da, și de exemplu, mie îmi plac la nebunie ăia care dau like la mâncare în timp ce stau pe căcăstoare. E, dar să știi că alții își arată nori în timp ce gătesc. Da, da. Și uite așa, mai nou, momițele nu se mai gătesc, se privesc! Țineți-vă bine! Continuă epopeea Masterchef, unde avem un jurat care habar nu are de limba română, alt jurat care habar nu are cu ce se mănâncă televiziunea și încă unul care habar nu are ce se face în bucătărie. Cu atâția habarniști trebuiau să stârnească cumva interesul. Zis și făcut, mari producători conduși magistral de Dobrovece Neguleamătă, șeful de programe bulgar, au pus dușuri în platou. Pa! Deci, băi, dacă nu-i talent și îndemânare, măcar să fie buci! Eu aș vrea să fac cu duș! Ei, nu mai cu cine să faci duș? Da, dar poate face cu tine, duș aici. Rolu, aș vrea un duș. Băi, nu știu despre voi, dar mă cheamă. Mă cheamă Dienuța. Dacă ai nevoie de ajutor să dezbrac și vine Jeremy. Vă chem. Dragul meu, nu te-am chemat, eu cum e simplu. Fratele meu, deci tot la Masterchef, s-au prezentat ăștia, Pastramă și Brigitte, înțelegi? Deci asta a fost că fosta lui Pastramă e concurent acolo, înțelegi? Deci ce a ieșit e mare comedie, frate. Bună, bună! Mă șochez, nu mi-am făcut niciodată vreun gând că ei vor ajunge să stea în aceeași încăpere cu noi. Eu nu mai gătesc. Bine v-am găsit și sunt atât de fericită că astăzi ne aflăm aici și că avem onoarea ca să gătiți pentru noi și pentru invitații noștri. Verde de Paris, să spun. E un verde de Paris glazurat. Uitați-vă la Pastramă ce față are săracul de el. Dar nu ne putem abține. Vrem să mai difuzăm o dată adevărul slobozit, vorba lui Daia, din gura Brigitei. Ea rămâne cu peștele și Pastramă cu Vita. Ca așa e în tenis. Ilie știe. Fără avem cui și pește cumva? File dorada. Eu sunt cu peștele, este cu Vita. Da, Brigitte i-a rămas sufletul la pește, dacă a avut noroc de un pește bun. Băi, deci cât despre asocierea Pastramă-Vită, n-ai ce să mai spui. Da. Ideea e că oricum pe unde apară ăștia doi, se împute show. Clar. Da, și mai e o chestie interesantă. Din cauza mirosului, oamenii dau Masterchef pe șef la cutite. N-ați văzut pe bune. Da, da, uitați. Și ca să facem diferența, fosta echipă de la Masterchef continuă să facă audiență pentru Antena 1. Aici șef Bonte, acest moxie al emisiunii, gătește bine și câștigă o amuletă care să-l ajute în viitoarele confruntări. Wow! Asta pe mișloc, asta cu rață,
cu sos de vin roșu, cu coacăse sau cu muste mere. Asta a fost pentru mine. Bravo, nu mai pune un mere pe farfurie, pune un muste mere. Nu mai zic nimic. Sorin a câștigat, amule. Felicitări! Nu cred. Thank you very much. Welcome. Tot bun te-a mai câștigat o amuletă, că Olteanu-i bucătar bun. Și de asta dată s-a enervat Scărlătescu. Last year that when I came, I chose him. Nu cred. And this year again I chose him without me realize, you know. So two times now. Bă, băiete, cum o să... Dar de ce? Nu cred! Param, pa, 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 pa. Ah, nu o să cred așa ceva! Nu cred și eu! Una și cu una fac două! Atât s-a ofticat că era imposibil să nu câștige și el ceva! Risotto! Da, mă, știa! Știa! Vorbesc serios! Risotto! Du-te! Stai zi, bă, că ți-a pus peliță în farfurie, bă! Mai avea și risotto. Ăla nu era risotto, bă, că era pilaf. Era risotto, bă, era pilaf. Era pilaf, bă. Pilaf. Acum să vă spunem și noi ceva. Voi doi vă bucurați de amulete și ăla mic Florin o să câștige la final de emisiune. Apropo de Florin, el a descoperit un verb din limba italiană, a ciupeli, și îl conjugă. Am fost până și la ciupeli de gâște. La ce? La ciupeli de gâște. Ce înseamnă asta? A fost o experiență urâtă, foarte urâtă. Ei omorau gâștele și trebuiau ciupelite. Ciupelite. A ciupeli. Ce, când auzi cuvântul, a ciupeli, ciupelit, ciupelire, eu ciupelesc, tu ciupelești. Noi ciupilim. Ciupelim. Ciupelim sau ciupelim? Noi ciupelim. Voi ciupeliți, ei, ele ciupelesc. Ei, ciupelitul ăsta e un fel de jumulit, dar mai italinesc, așa, si, certo, no? Tot la șef se prezintă o doamnă care e mare fan cânepă, dar nu cânepă de-aia, cânepă de-asta. Domnii, a venit o lege. Așa. Așa scurt pe doi. Interzis cultura de cannabis și nu a făcut diferențierea între cannabis sativa sau sativa, care în limba ebraică înseamnă sănătate, și cannabis narcotica sau indica. Acelea au substanță drog THC între 5 și 20%, a și noastră 001002 maxim. Și să vă mai spun ceva, cum m-a ales cânepa pe mine? Așa. No, eu m-am dus la o librărie, am văzut o carte așa groasă, pe care scria datinile și credințele poporului român. Trebuie să închid ochii că citesc amă. Vă rog, închideți ochii. Cânepa a lăsat-o maica Domnului pentru femeie ca să lucreze. Și vai de femeia care nu vrea să se supuie datoriei sale și să duce în târg să cumpere chimeșe. Și dacă nu știi a toarce și țese, atunci o chemeșe de cânepă să poarte, să-i fie mai ușor când a trece pe cea lume. Oare da. Ce frumează! Adevărul e că da. Cânepa te înalță, frate! Da, te face un om mai bun! Da, și asta pentru că un om fericit este un om împlinit. Mulțumim naturii pentru darul acesta minunat. Ne retragem pentru un ceai cu cânepă. Vezi că e la mare modă acum. Am fost da. La un eveniment în weekend și zic că există o chestie de-asta de cânepă, da? Ozonată, o pui sub limbă și... Aoleu, mămicule, da! Dragilor, revenim în câteva momente mai fericiți, mai blânzi, mai cali, mai... Trebuie să vedem dacă... Uite, și Shakira a spus acum în față la toată lumea... Trebuie să ne și satisfacem pupilele gustative. Te rog, până la capăt, te rog. Te rog. Opa, opa! În caz contrar... Sunt curios ce părere o să aibă despre chestia asta. O știe toată. Ca să nu-l iau eu în primire, luați-l voi. Dar fii atentă! Ne-am gândit să-ți căutăm alt talent cu care să te prezinți. Luăm o scurtă pauză. Cântatul... Poate trebuie lăsat pe mai târziu. Și revenim cu lucruri importante. Bine, Dane. A ieșit impresionant! Da! Acest dans
s-a dus foarte Cristina. Greu. Robert Georgescu! Împreună cu Alexandra. Cristina aici lângă noi. Și avem pe bebelușa Alexandra lângă Robert Georgescu. Robert Georgescu, o secundă. Atenție, atenție. Robert Georgescu, care va avea un eveniment la care va mixa în data de 27 la Brașov. Deci mixează, el mixează ele, ești generică. El mixează ele. Depinde cum să revenim în emisiune. Da, vreau să vă spun o chestie. Ia. Ține-mă așa, Ioana, că Iulia Albul caută pe Măruță, frate. Da, îl caută la pătrățele. La ce pătrățele, mă? Că e greu să găsești pătrățele la unul care e din ce în ce mai rotunjor, ca să zic în așa. În curând o să vorbim ca de la buflei la buflei. Deși l-am văzut pe aeroport, credeți-mă, e mai buflei ca mine. Uitați-vă la mine. Umblă-ți vonuri negre în ceea ce privește emisiunea lui Măruță, ci că de atâta audiență ori s-o scoată de pe post. Sincer, noi am fi foarte supărați pentru că am pierdut multe subiecte. Iulia Albu este aici, proaspăt sosită de la Milano, așa că trebuie să vedem dacă mai știe cómo se dice în romena la buongiorno, eh? Te rog. Opa, opa! Ai văzut pătrățelele? Da, de asta... N-are ocazia oricine. Nu știa, atâta geometrie mă omoară cât ar fi deja. Dar poate nu știți cum a plecat Iulia Albu la Milano. Ha, în fițe maxime a plecat. Cine a fost? Nimeni. Așadar, pentru acest Milano Fashion Week voi pleca îmbrăcată cu trenciul pe care l-am primit de la Ilie Năstase în Pressing la Dressing. Mai țineți minte rubrica, da? Sunt curioasă ce părere o să aibă despre chestia asta. Mi-am făcut o rochie special pentru el. Și acum să vă prezentăm de ce emisiunea asta nu mai face audiență. Păi cum să facă dacă avem parte de melodii de care nimeni nu a auzit? După ce a cântat Julie, mai ia, 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 mai ia, hi, noroc cu Nenarică, răducanul care a salvat situația. De-a mea, ce mai găsit de atâția? Și mă, dar ești din Africa? S-am cam albit așa, am fost și eu în Africa, să știi. Ai fost eu din Africa? Eu de-acolo m-am înnegrit. În Africa, am înțeles. Eram blond cu ochii albaștri, dar mi-a trecut. Nearică, te pupăm, te salutăm, te iubim. Nearică, răducanul se crede frate de sânge cu Julie Maiahi, Maiahaha. Totuși, Nearică, nu confunda bre India cu Africa, nu le confunda. Nu, că nu e bine asta, e ca și cum ai spune pupilă la papilă sau Cătălin Măruță lui Teo Trandafir. Veniți mai aproape să vă spun ceva. Pss, băi, vină cu a. Toți vonurile spun că în locul lui Măruț o să revină Teo de la Canal D. Dar până la momentul schimbării, Teo își vede de emisiunea consacrată. I-a angajat o reporteriță cam slabă de înger. Mai avem nevoie să umplem coșul, pentru că avem o cămară, avem un frigider, dar trebuie să ne și satisfacem pupilele gustative. Pupilele gustative. Fată dragă, nu fi tristă, fiindcă e păcat. Păi sunt papile, dar dacă tu vrei pupile, merge și cu ochiul, nu? Atâta i-a trebuit icoanei Teo. Dacă n-a făcut un mișto de ea, băi deci, nu se poate. Fiți atenți unde s-a dus Sergiu. Hai să vedeți. Atingește-ți pupilele gustative asupra lui. Și uite-te urât. Așa. După atâția ani de emisiune, nici bursucul nu s-a lăsat mai prejos. A plimbat pupilele în sus și în jos. Sergiule, vezi că mi-am pus pupilele gustative pe tine și îți umblu la leapă. Sunt cu pupilele gustative direct pe buzunar. Așa, cât mai mare, se descurcă. Deci e clar, începem să credem că la emisiunile astea tabloide, reporterițele e musai să fie găsculiți. În cazul ăsta, prostia face parte din fișa postului. Dar hai să ne gândim, băi, deci ori poate că fata e pupila vreunui șef din Canal D, sau cel puțin din când în când îi încântă papila. Dacă ar fi după mine, aș băga tot canalul în top rușinică, dar n-are loc. Și ce te oprește? Top, rușinică! Top, rușinică! Cu glezna aia goală, bă, ce aveți, mă, cu glezna goală, mă, nu vă e rușine, mă, puțin. Păi voi sunteți bărbați, mă, ce sunteți, mă, voi? Și de marțafoi, cum să mergi, mă, cu glezna goală, îmi ții rușine, cu păruțul pe picior la costum, să-ți vă gleznuța, scurtești și pantaloni. Fătălăi, nu există așa ceva. N-am vrut niciodată să te împușc. Dar tu ai auzit ce a spus Budeanu?
Bă, voi ați văzut vreun mafio, mă, fără ciorap? Din 30, bă, voi ați văzut vreun mafio fără ciorap? Bă, crezi că ia sunt handicapați, mă? Mafioții credeți că sunt niște frere sau ce? Păi, bă, dacă vedea un mafio unul fără ciorap, îmi pușca în cap. A apărut în hala de baie, ți-am văzut gleznele, acum pac, pac. Ai executat toți bărbații cu păr pe picioare. Vrei să te împuște? Mai mergi tu cu șosete scurte pe stradă. Pa! Bam! Îți trage una în cap. Nu suport păruțul de pe picior. Și să-ți văd gleznuța. Păi bă, dacă vedea un mafio unul fără ciorap, pe pușca în cap. Ia din alea până la genunchi să se vadă clar că ai dresuri, băi. Ai înțeles? Păi ori suntem mafioți, ori mai suntem. Astăzi voi mafioți cu gleznele la vedere. Nașul 4. Războiul gleznelor goale. Subito pe ecrane. Fără avem cui? Și pește cumva? File dorada, file de mare, da, da, da. Și eu crevet. Eu sunt cu peștele, este cu vita. Eu crevet. Sunt cu peștele, este cu vita. A apărut melodia lui Brigitte și a lui Pastramă. El e cu vita, ea e cu peștele. Cap și pajură, noi suntem vă și pește, ce mult ne mândrim, de noi banii se lipește. Ți-am pus silicoane, te-am luat din gunoi și am produs cu tine zeci de mii de euroi. Eu sunt cu peștele, este cu vita. Fată, tu n-auzi ce jignire pentru vaci? Eu dacă eram vacă, mă simțeam jignit de asociere. Te-am umflat în buze, te-am dus și la mol, să nu pleci la altul că mă lași în gol. Eu sunt cu peștele, este cu vita. Top, 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 râșinică. Poezie în viața mea, inima fericită fără cuvinte. Și vreau acum să stau în dreapta ta și să ne țină pasul doar înainte. Influencărița noastră, toată Alexa toate. Story, ea are 26.000 de followers. Da, 23.000. A 26 să dea, da. Dumnezeu. A influențat încălzirea globală, ia uitați, da. Ea e, da. În spate acolo undeva mai sus cocoțat este el, doar el, domnul Robert Georgescu, care mi-a făcut o bucurie. Și a difuzat această piesă, păi da, deosebită, care îmi place mie. Da, astea cu, da. Nu, foarte mulți înțelepți de peste Prut, care văd răsăritul de două ori pe zi. Robert Georgescu m-a rugat, Șerban, te așteaptă la el în birou după emisiune să discutați, da, așa, da, mai. Da, exact. Să demnezi. Da. Și bun. Cristina... oficial. Neoficial. E șofan. Exact. A făcut și ea 10.000 și Silviu tot 10.000 după ce a postat câte 40 aștept de chestii. Aștept să fac și eu 10.000 de euro. Și eu am să fac 10.000, dar mai acolo. Uitați-vă, vă rog frumos, așa, în paralel, în privat, uitați-vă la cei care sunt swipe up ăștia, care au 10. Uitați-vă ce degete umflate au, că stau numai pe telefoane. Da. Bun, să revenim în emisiune. Da, să revenim. Da, da. Doamnelor și domnilor, după mii și mii de ani de evoluție, oamenii au încetat să mai comunice prin viu grai, așa, no, ceva ce... Mi se pare normal, de ce să te mai obosești să vorbești, da, când poți să trimiți emoticoane? În curând, chiar și în pat, oamenii vor vorbi doar prin semne. Uitați-vă, uite, de exemplu, așa o să arate o propunere, da, din partea lui. Vreau să facem un copil, da, pentru că te... iubesc. Ce vorbești! Na 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 na
na, trăim vremuri interesante. Acum declarațiile de dragoste nu se mai scriu în scrisori, no. Totul se produce pe internet, cu emoticoane, filtre, gifuri, poze, pupicuri, chestii, socoteli. A fost creat de către platforme să ne fie tot mai ușor să comunicăm. Decât să-i spui, te iubesc și ești singura femeie din viața mea și o să te doresc până la ultima celulă, pui un emoticon special conceput pentru chestia asta și gata. Mă uitam la pe Instagram și am oameni care mi-au reacționat la 7-8 story tot cu câte un emoticon. Dar nu mi-a spus niciodată nimic, un cuvânt concret, numai emoticon. Poate să fie și un refugiu pentru cei care sunt mai stângaci la gramatică. De fapt, asta e problema. Ca să scrii o declarație de dragoste, trebuie să știi cu 2 i limba română. Și uite așa o să avem o generație de tălâmpi îndrăgostiți. Dă-i. Pe vremuri însă, scrisorile de dragoste făceau istorie. Unele au rămas celebre în literatură, cum ar fi cele trimise de Mihai Eminescu Veronicăi Micle, sau corespondența amoroasă dintre Richard Burton și Elizabeth Taylor. Eu cred că vom ajunge ca în filmul ăla, Ilion Casu, știi? Da. O să, peste 300 de ani, o să fim... Am fost de curând la un eveniment unde era o domnișoară ce scria și erau foarte mulți mirați de, wow, ce scris frumos are fata. Bun. Apropo de limbajul ăsta, ultra prescurtat, mă rog. Băi, eu niciodată n-am înțeles și vă întreb pe voi, poate știți. Bă, ce înseamnă PLM? Știu eu, știu eu. Zi. Pupă-mă lângă mână. Aolo! Da, stai, nu. Stai un pic. Trebuie să ai mare grijă unde ții mâna. Și de PLM ce înseamnă ea? Ce? Înseamnă așa. Deci, pupă-mă lângă mână. Aolo, nu, deci... Cât să ai toți bărbații. Mai am o întrebare. Da. Ești parlamentar în opoziție? Cum îi sugerezi puterii o moțiune? Ia, să vedem. Printr-o micțiune! Cu Iordache, altă întrebare. Deci, da, altă întrebare. Au încercat să grăbească votul ca să nu aibă opoziția timp să mituiască aleșii de care au nevoie. Să înceapă votul la programul și ordinea de zi stabilită. În uralele opoziției, Florin Iordache și colegii săi au avut parte de prima înfrângere. Nu au avut majoritatea necesară pentru a vota dezbaterea moțiunii în weekend. Faza interesantă vine din Anglia, unde un artist plastic a făcut un tablou cu cimpanzei în Parlament, exact ca în Planeta Maimuțelor. Creația care aparține lui Banksy are aproape 4 metri în lățime și a fost expusă pentru prima dată acum 10 ani. Opera a revenit în centrul atenției publice anul acesta cu ocazia Brexitului și ar putea fi vândută cu cel puțin 2 milioane de lire sterline. Dar să știți că noi am avea o propunere vizând Parlamentul României, numai că în loc de cimpanzei ar trebui să fie macaci, că au și un nume predestinat și sunt o leagă mai tons decât cimpanzei. Sunăm la 112 să vină să ne ia maimuța din platou. Ia fost și tu așa, Ioana, să vezi. La englez merge să pui mai mulți în parlament because că ei sunt mai evoluați, nu? Yes, of course. Da. Ai foarte mare dreptate. Ei au câteva sute de ani de democrație înaintea noastră. La 1200 se conduceau după Magna Carta, un fel de constituție din trecut. E, bine mă, și în vremea aia la noi ciobanii valeac pășteau oile prin zonă. Hai. Așa că din tabloul cu Parlamentul României n-ar trebui să lipsească oile, berbecii, caprele, măgarii, vacile, boi și cine mai... Mai ales porcii, aia care vor deveni dictatori, că am văzut eu în ferma animalelor. Deci după atâtea animale domestice, parcă simt așa nevoia să ascultăm niște păsărici. Da, păsărici. Bă, băieți, niște păsărici cântătoare la vocea României. Nu știu la ce pe gândesc. Rup. Drept urmare, concurenta l-a ales pe Smiley din Pitești ca să meargă cu Loganul, nu cu Ferrari. Același Smiley spune câteva cuvinte exact, dar exact atmosfera de la Vocea României. În timp ce vorbesc eu, deci 4 în total, îmi vine să mă caut. Păi dracu de Smiley, mă! Ești nebun, adevărul e că dacă auzi niște voci nu-s din backing vocals, poate că ar trebui să te caute un doctor. La fel și când auzi... că tu cânti muzică sau de fapt ragi muzică, dar nu vrei să auzi că da, e sunt. Dar stai că ăsta nu e caz. Nu, stai, ăsta nu e caz de psihiatr. No. Nu, ăsta e caz grav pentru Răzvan și Dani. Ia uite. La Răzvan și Dani, nefericitul ăla dislexic care s-a plimbat pe la toate emisiunile Trustului Intact, a venit încă o dată să blălăie în matinalul băieților. Și aș putea să mai pun când am ce la ta gura ta. Și mă simt desamat,
Nu mai sunt cum erai, mai rugat. Nu mă pot. Doamne, ce... ce bine că am luat dinamita asta, că nu se mai oprea niciodată. Acum Răzvan și Dani ar vrea să-i găsească alte talente ascunse nefericitului. Ne-am gândit să-ți căutăm alt talent cu care să te prezinți. Cântatul poate trebuie lăsat pe mai târziu, să-l mai... Oricum, da. Nu? Așa, dar, să te mai antrenezi. Da. Zis și făcut. Hai să vedem dacă ipochimenul e bun la jonglerii. Deci cu o mână. Hap, trebuie să-ți găsim o... Da, să vezi că o să cadă ăștia spate. Nu cad, stai liniștit. Bine, Dane. Plus că, ce să... Deci, concentrează. N-am experiență, n-am talentul acesta, Dane. Ouăle le-a spart, le-a făcut omletă, mamă. Poate se descurcă cu cercul, deși sunt slabe speranțe. Vezi? Hai. Emoții. Deci, dai de aici, așa, pac. Dar stai și cu picioarele. Mișcă din șolduri, John. Nu văd că sunt foarte gras. Hai. A fost atât ca în povești, a fost înțelată din... Foarte bine, lasă-l okay. Jos. E clar, nu se pricepe la nimic. Drept urmare, băieții au făcut rost de un tricou ca să-i dea autografe pe el. Cel mai interesant autograf vine de la Dani. Ai primit vreodată interdicție pe pașaport să intri într-o țară? Nu, și nici n-am fost plecat și... N-ai fost plecat niciodată? Nu, Dani. Fii atent. Dacă te mai cheamă cineva la televiziune... Ce se zice că nu văd? Și am scris? Da. Te uiți pe antena Play acasă și vezi. Ok. Nu, dar sincer acum, nouă ni se pare că este un demers sinucigaș. Păi dacă nu-l mai aduceți pe ăsta un an la TV, cine vă mai face audiența? Bâlbâiții ăia fără talente s-au angajat cu toții la Varan? Și în plus, n-ar trebui să fie interzis doar un an, ci pentru totdeauna, mamă. Hai să mă și semnez. Da. Poți să stai. Te uiți acasă, invers și vezi ce am scris. Bun. La TV1. Hai, că acum stă și băiat. Mă, să chem în emisiune un băiat cu probleme la psihopopul. Să râzi de el. E cel mai jegos lucru posibil. Haideți, mă, Răzvan, Dani. Puteți mai mult de atât. Bă, bun. Da, până și capatul s-a lăsat de mizerii de genul ăsta. De ce nu vreți voi să păreți ceea ce sunteți de fapt, nu ceea ce nu sunteți? Reveniți-vă că e păcat de talentul vostru. Nu, deci vreau să zic că eu sunt atât de dezamăgită. Da. Încât... O să plec. Simt nevoia de o pauză. Nu mai pot să stau aici. Uite, și Shakira a spus acum în față la toată lumea. Uită-te la mine și spune-mi tu cine. Monica, nu vrei să ne spui nimic? Nu. Ar putea fi o mișcare. Ia acum să vedeți cât de duce butoi. Să vă ridice picioare. Să aveți grijă că v-a căzut... Eu îmi fac prezența, îmi fac diferența, îmi lipsește concurența. Și care-i problema ta? That was not so bad, that was not so bad, was it? That was not so bad. That was not so bad, was it? Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab your sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Don't throw down, take a sip with it. Now lean back, put your hips in it. Filmate de moto. Jos în sus. Moto aleșinat. Uite-l, mă, săracul aleșinat. Uitați-vă ce față are. El a trebuit să filmeze. Vai de capul de zile lui. Moto este colegul cu care merg la evenimente și da. Săptămâna trecută am avut un deranj. Da. Să revenim. Stai-mă, nu te împiedică. Stai acolo, liniștit. Să revenim în emisiune. Da. Deși are nume de vitamină la B1 TV... Cere scuze! Da. E cea mai bleagă televiziune din România. Dar să știți că asta așa, ele cad de tot. De la audiență, la transmisiune, la scule... Cum să întărești așa ceva atât de moale, frate? Nu se poate. Nu
La B1 TV, ne scuzați din nou, domnul Mănăstire are un invitat. Invitat pe care nu-l suportă nici microfonul. Când a traficat cu rețeaua lui mai departe, le-a făcut orizonturi, că or să fie afară cu afeze. Să aveți grijă că v-a căzut microfonul. Ia să punem la loc. Da, o să vă rog. Și ia acum să vedeți unde vă duce Butoi. Unde vă duce profesorul Butoi pe dumneavoastră? Vă duce în următoarea situație, domnul Mănăstire. Să mă asculte ăștia care au depus petece. Să vă asculte, dar întâi să funcționeze microfonul domnului invitat. Apropo de microfoane care nu funcționează, la fel se întâmplă și la Digi24HD, unde o invitată ar vrea să fie un fel de Greta din Suedia. Noroc că nu prea o ajută sunetul. Cum ați ajuns în echipa Gretei Thunberg? Cred că e un pic funcționat spus foarte cum sunt în echipa Gretei. Cred că toți suntem parte din echipa Gretei, pe cei care ne-am mobilizat și pe cei care suntem în stradă. Avem o problemă pe sunet pe care încercăm să o remediem. La TVR România Abonament Programul 2 sunt prezentate campionatele mondiale de gimnastică ritmică. Pa, 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 pa! Ascultați cum le face comentatoarea pe fetele care au evoluat la măciuci și acum se dau rotunde cu mingiile. Impecabile până acum, cele 5 gheișe. Impecabile până acum, cele 5 gheișe. Draga noastră comentatoare, gheișele erau într-adevăr artiste, cântau, dansau, dar în principal erau dame de companie. Curve mai pe înțelesul tuturor. Impecabile până acum, cele 5 gheișe. Mulți spun că gheișele nu erau prostituate, ci mai degrabă curtezane. Da, în principiu, după ce cântau, recitau poezii și discutau filozofie, tot în pat ajungeau cu clienți. Normal. Deci, tehnic vorbind, comentatoarea de la TVR le-a cam încicnit pe gimnaste, nu? Dacă vreți gheișe, vă dăm noi una. Pardon, vă dăm noi unul. Gheișul de la Canal D, frate. Și acum? Părinților lor? Cei care sunt aici încă nu, dar cei care mă atacă prin piață, da. I will be back. Tell me how do you... Aduc aminte, am văzut acum pe bebe. Aplaudați, că merită! Da! Da. Toată emisiunea asta am spus de Instagram-ul aici, aici, aici. Dar nu uitați, avem și un site, se cheamă cronica.cârcotașilor.ro și o pagină de Facebook, facebook.cârcotașii de astea. Mă rog. Da, e un momentul în care am văzut-o pe Cristina Bebelușa făcând pe scaun așa cu picioare. Zic, băi, dar cine e Sharon Stone? Eu chiar m-am uitat cum a făcut foarte caia așa, doamne. Bine, acolo în spate s-au ascuns colegii noștri, dar nu vă pot da mănunte pentru că au leșinat, sunt căduții, asta e. Da, uite că au venit cu targa, a luat pe exact. Cine a luat acolo? Pe Donald Trump îl paște o demitere. Președintele s-a folosit de putere ca să-i îngroape pe alții. Da, da. E o vorbă. Cine sapă groapa altuia e anchetat de Congres. Așa e la ei. What can I say, Mr. Trump? The politic is a Trump. For English press too. Să-l cerceteze pe fiul contracandidatului Biden, care a condus nu știu ce companie de stat la Kiev, el riscă acum suspendarea, baby. The president must be held accountable. No one is above the law. The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Orice ar spune nenea Trump, investigația l-a afectat, chiar dacă avocatul lui domnul Giuliani spune că ar mai avea și alte informații legate de corupția juniorului Biden și ci că abia așteaptă să treacă la ce s-a întâmplat în România. Oh, wow! Odată ca niciodată, președintele Americii era tânăr. Da, și era șarmant. Da, era showman. Era negru, brin. Era Obama. Da. Era el la Cronica Cârcotașului. Băi, frate, ce bătrân sunt. Da, bă. Voi. Iată acum, stimabil Cârcotaș, niște imagini haioase de la americani, unde președintele Barack Obama vrea să susțină ceva. Din păcate, nici sigla președinției nu-l mai ascultă. We cannot sustain... Oops. Was that my... Oh, goodness. That's all right. All of you know who I am.
But I'm sure there's somebody back there that's really nervous right now. Don't you think? They're sweating bullets back there right now. Where were we? Vă dați seama? Cea mai mare dezamăgire a Americii de la O.J. Simpson încoace. Nu mai a ascultat nici măcar de însemnele formale ale președinției americane. We cannot sustain... Oops. Was that my... Oh, goodness. That's all right. All of you know who I am. Rămânem la internaționale pentru il principe Berlusconi, care este contestat de unii de stânga și adulat de ăilalți de dreapta. Și ce face Berlusca? Face glume, E continuano a dire Berlusconi a casa, creandomi un certo disagio. Perché disponendo di 20 case non saprei in quale andare. Ah, să se mai cineva de Adrian Năstase cu ale sale 6 case. După cum vedeți, el este devansat de un premier isteț care are 20 de case. Apropo de Adrian, s-a ținut și el de glumițe la Congresul Femeilor Pesediste, unde s-a așezat în fața microfonului și a început să spună cam așa. Să ne imaginăm că suntem în ianuarie 2011 și un pensionar se duce la Cotroceni, la Palatul Cotroceni, și spune soldatului de acolo: aș vrea să vorbesc cu președintele Băsescu. Soldatul îi spune: da, Băsescu nu mai este președinte. A doua zi, pensionarul se duce din nou, pleacă din nou pensionarul, vine a treia zi, pune aceeași întrebare, soldatul: bine, dar ați întrebat și v-am dat răspunsul ăsta de fiecare dată. E adevărat, dar îmi place așa de mult să aud răspunsul ăsta. Vai măi, Adriene, ce-am mai râs. Ăsta cred că este un bug primit prin SMS după textul acela cu Congo de acum 6 ani. Revenim la Congresul Doamnelor Pesediste și la domnul Liviu Dragnea, baronul de Teleorman, care face și el bancuri. În spatele fiecărei femei puternice se află câte un bărbat puternic. Sau mai mulți. Și se putea martie din post să lipsească? Președintele marionetă Victor Mickey Mouse Ponta are o glumă foarte tare. Aha! Bărbații n-au cum să câștige niciodată războiul cu femeile, pentru că nu poți să câștigi un război când în fiecare noapte ești în pat cu dușmanul. Să vezi ce capace ți-e peste ceafă de la Daciana pentru asta și pentru că te-ai dat peste cap cu mașina la raliu. Hello! Nu e posibil așa ceva. Trebuia să se oprească când a avut timp. Și cum s-a luat, nu? Alo, domnul președinte, dacă nu știi cum e cu raliu, nu te mai băga, că și așa arăs prost. Și dacă zdrupeai, Doamne ferește, vreun picior, călcai pe urmele lui Atanasie Stănculescu. Am luat un șanț mult prea mare, ne-am răsturnat, suntem bine, am avut noroc, a fost un loc în care erau foarte mulți oameni, foarte mulți copii, ne-au ajutat, au pus mașina înapoi pe roți. Hello! Nu e posibil așa ceva. Trebuia să se oprească când a avut timp. Pe timpul lui Obama erau bancuri cu președintele american. Da, pe când Trump e el însuși un banc. Și dacă tot veni vorba un banc, dar de emisiune de data asta, este Puterea Dragostei. Putoarea asta, pardon, puterea. Da, pentru că este un banc răsuflat. Mizeriile televizate s-au mai stompat, cu excepția uneia dintre ele. Puterea Dragostei, unde o adunătură de golan cu pretenții și niște pițipoance moderne ar vrea să se împrietenească. Totul sub atenta supraveghere a matracucii șefe, Andreea Mantea. Printre concurenți și-a făcut loc și celebrul Fizz, care n-a făcut mare brânză în muzică, dar poate iese pasența de mare cuceritor. Nelson Mondialo are o rugăminte pentru Cârcotaș. Lăsați treaba asta pe seama Cârcotașilor, pe al lui Huidu și al lui Dezbrăcatul și a frumoasei bebelușe, nici nu știu cum o cheamă, dar știu că e faină. Ioana Petric. Pe a frumoasei bebelușe Ioana Petric. În caz contrar,
solicit domnilor cârcotași ca să nu-l iau eu în primire, luați-l voi. Nenea Mondialu, hai să vă spunem noi care ar fi soluția pentru emisiunea asta. Deci, în primul rând, uite cum ar trebui să arate dialogul dintre băiatul tău și ciumafaia asta. Și în plus ne-a mai venit o idee interesantă după ce am ascultat-o pe Andreea Mantea, arătând o poziție tranșantă. Luăm o scurtă pauză de cam o oră și revenim cu lucruri importante. Nu vreți voi să luați o pauză scurtă? Sau, mă rog, o pauză definitivă? Să oprim o dată mizeriile astea televizate. Luăm o scurtă pauză de cam o oră și revenim cu lucruri importante. Andreea, lungește drăguță pauza aia de oră la câțiva ani. Da. Fă un bine publicului. În felul acesta, la judecata de apoi, vei avea mai puțin proști pe conștiință, mamă dragă! Apropo de proști, că tot veni vorba, să știți că sunt unii care sunt super enervanți, adică aia care sunt așa în orice situație super politically correct. Știți despre ce vorbesc, nu? Nu, nu. Despre Lucian Mândruță. Da, pentru că mai devreme bucata aia cu Mondialul era luat dintr-un video, urcat pe internet. Da, mami, l-a supărat pe Nelson. Da, l-a supărat pe Nelson pentru că a zis: bă, tăticu, ce-ai cu mine? Sunt și eu pe internet, de ce spui că n-am voie să fiu? Păi asta e politică, e corect? Lucian Mândruță, această albă ca zăpada spațiului public românesc, apărătorul minorităților de tot felul, nu-l suportă pe Nelson Mondialul! Dar ce-ai, frate, cu omul? Ce ți-o făcut, da? Nu mănâncă rahat, nu face promisiuni electorale, doar râde în știm și se scănătă eu tot! Să știți că oricum e mult mai puțin nociv decât unul care a lucrat ani de zile pentru Voiculescu, de exemplu. Măi, Luciani Mândruță, măi! Mă plimbă ursul, mă, că te spar, mă! Că te spar, mă! Acum luăm o scurtă pauză de desmândrurizare! Și revenim! Măi, măi, Nelson-e, ți-a plăcut, mă? Și Shakira a spus acum în față la toată lumea: nu se poate așa ceva. Să mă scuze toată lumea și etnia noastră, în primul rând romanii, fotomodel. Pentru că nu ne lasă tradiția. Nepoata mea Shakira să facă aceste gesturi care nu sunt inconvenabile. La noi este simplă situația. Doamne ferește, nu există deci așa ceva. Actrii. Nu poți să te contrazic. Să trecem mai departe. La fel de tineri. Schimbate. Lasă că facem o schimbare, mamă, că avem mare scandal, mare în lumea nobililor țigani. Adevărat, vrăjitoarea Maria Câmpina e tare șucărită că urmașa ei nu vrea să mai țină, domnule, de tradiții. Corect. Dar tânăra vrea să facă să se îmbracă numai din haine de-alea de Gagi, Armani, Canel, de-alea Gucci, de cap să le fie la toți. Bă, dar n-am mai ce replică la asta, tocmai la asta unde mă pricep și eu? Ba, găsi tu. Găsi ceva. La acces direct e gâlceavă mare, mamă. Nepoata mamei Maria Câmpina, celebra vrăjitoare, vrea să renunțe la tradiție și să se îmbrace și ea mai fisticiu, așa. Și în plus, poftește la cariera de fotomodel, mamă. Nu se poate așa ceva.
nepoata mea Shakira să facă aceste gesturi care nu sunt inconvenabile. Aceste gesturi sunt inconvenabile, dar cel mai convenabile sunt denumirile. Fata cea mare se numește Athena, mama împricinatei Shakira se numește Sunita, nu Shiita. Iar noi ne dăm seama că din atâta geografie nu putem ieși întregi. Uite, și Shakira a spus acum în față la toată lumea că ea nu va schimba tradiția. Ea își păstrează tradiția, doar hainele vrea să le schimbe. Vrea să fie mai modernă. Ia stai puțin, Sunita. A, intra tu, Athena. Hai tu, Athena, intra tu iar acum. La toată emisiunea de acolo. Ia zi, dragă. Deci, ce ai, ce ai văzut, Athena? Ce ai văzut, Athena, tu acolo? Că nu înțeleg de ce. Iar pui paie pe foc? Întotdeauna apar tu de câte ori vii. Tu pui paie pe foc. Sunita! Sunita, dacă nu erai, Athena, te rog frumos, dacă nu erai tu acolo, eu vorbeam destul de clar cu mama și mama mă înțelegea. Dar stați așa că Athena are o părere tranșantă, nu se termină totul așa simplu, no. Pe podiumul fiecare fotomodel, fată care ajunge fotomodel, să știți că ajung prin, să mă scuze toată lumea și etnia noastră, în primul rând romanii, în primul rând acele fete ajung prin paturile regizorilor și ai dragă, nu mai să spuneți asta despre fotomodelul. Dar nu e corect să spuneți toate așa ceva. Trebuie să fie domnișoare când se căsătoresc, doamna Mirela. Dar nu generalizați, am înțeles. No, dar nici prin gând nu ne trecea că fotomodelele ar putea să facă așa ceva. No! Eu nu sunt de acord cu fotomodel. Pentru că nu ne lasă tradiția, nu ne dă voie acum. Nici vorbă de fotomodel. În familia noastră, mama noastră ne-a educat de la bun început. Am înțeles, dar actriță, dacă ar fi și ar trebui să aibă o ipostază mai tandră cu un bărbat doar pentru o Doamne secvență ferește, de film. Doamne ferește, nu există deci așa nici ceva. Actriță. Nici actriță, nu e voie, că mai ales actrițele, că trebuie să... Noi nu facem actrițe, doamna să... Mirela, la noi este simplă situația. Dar mai stai, dragă, un pic să vorbim trebuie și noi, că dau eu de tradiția. Sunt aici acum serioase. E cu tradiția. Toate actrițele au cât un... Trebuie să intervii tu, Athena, de fiecare dată. Dar de ce? Lasă pe mama să vorbească. Toate trec pe undeva. Trec prin... Mamă, te rog frumos, vorbește cu Athena, mi se potolească. Nu generalizați. Din cauza la conflictul între generații, numai există liniște în casă. Zi acum, aoleu. Doamnelor și domnilor, am invitat-o în platou pe doamna Philadelphia Căldăraru, psiholog și expert în tradiții țigănești. Da. Cu capa mâncată și pe trealis bastalo, eu cred că este nevoie de o abordare exhaustivă, mâncați așa subiectul. Stați așa că era să vă necați când ați spus exhaustivă. Exhaustivă! Este din cauza la hașul țigănesc. Deci eu sunt de părere că nu haina face pe om. Dar ce face? Bejuteriile, ghiulurile, lanțurile, brățările, astea constă tradițiile noastre. Hainile se demodează, dar haurul niciodată. Da, așa bravo, că bravo. Nu. Eu zic să lăsați fata să se îmbrace cum vrea ea, câtă vreme nu renunță la salba de cocoșei. De haur. Și în încheiere aș vrea să vă transmit un mesaj către toți țiganii mei pe țigănie. Da? Când vă întreabă autoritățile de unde aveți căști, mașini, telefoane scumpe, haine de firmeturi, faceți... Nu mai faceți nimic, tăceți, că tăcerea e de haur. E de haur. Da. Să rămână mulțumim din suflet. Ia pe numele ei de fata fost când el s-a măritat cu Căldărarul. Și încă ceva, Căldărarul cu capa, că a lucrat mulți ani la Londra. Exact. Nu avem nimic din haur pe aici, în schimb, imediat... Doar pe mine mă aveți, dar nu știți să mă apreciați. Imediat îl avem pe un băiat de meleoane, care îl cheamă Zaiafet, care îl avem noi. Care este, da? Da. Fraților, astăzi o să vă prezint 10 lucruri despre banane. Come Mr. Taliban, Talini banana. Till like a man, me one go home. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... 1. În 2011, în Kalamazoo, ăștia au transformat o camionetă într-un banana mobil. Se numește Big Banana Car. Are aproape 7 metri lungime și 3 metri înălțime și e cu siguranță cea mai mișto chestie de pe planetă. Niciodată nu mi-am dorit ceva mai mult. Frați de la Dacia, nu ratați ocazia, vă dau ideea gratis.
Logan Banana, zis și Lonana. Hashtag hai că putem, hashtag vrem Lonana. 2. În 2016, Andrew Lawrence a alergat timp de 2 ore și 47 de minute într-un costum de banană în cadrul maratonului din Londra, reușind să capete râvnitul titlu de cel mai rapid om care a terminat un maraton în costum de banană. Gata, știu ce fac la vară. 3. Banana în latină e musa sapientum, adică în traducere liberă, fructul celor înțelepți. Și pruna e musa țuicus, fruct de țuică. 4. O republică bananieră e o țară care își bazează toată economia pe o singură resursă. În alte cuvinte, Emiratele Arabe sunt o republică bananieră. 5. În 2001 au dat ăștia peste cel mai mare ciorchine de banane. Ciorchinele avea 130 de chile și 473 de banane. Culmea, deși am tot 130 de chile, mie nu-mi dă nimeni niciun premiu. 6. Recordul pentru decojit banane aparține unui american pe nume Ashrita Furman. Tipul ăsta a reușit să rezolve 99 de banane într-un singur minut. Tot el e omul care deține recordul pentru cele mai multe recorduri. Are 226 de recorduri mondiale, toate la fel de cretine ca ăsta cu bananele. De exemplu, a pedalat aproape 3 km pe bicicletă pe sub apă. 7. Recordul pentru decojit și mâncat banane aparține altui american. Tipul a reușit să decojească și să bage la burtică 8 banane într-un minut. 8. Bananele verzi conțin mai mult amidon. Pe măsură ce se coc, amidonul ăsta se transformă în zahăr. 9. Tot papirusul produs în Egipt e făcut din frunze de banană. Adică în loc să-și descarce WhatsApp ca tot omul, ăștia încă mai comunică prin papirus. Și pe locul 10, ți s-a dus luciu de pe geaca aia de piele cu metalica? Noi stres. Ia o coajă de banană și freacă-ți geaca cu ea. Șterge totul cu o cârpă și gata, s-a rezolvat. Felicitări, ești pregătit pentru criza de vârstă mijlocie. Cam atât pentru astăzi, nu uitați, consumați banane irresponsabil, consumul excesiv de banane te face radioactiv. Pa, pa! Bravo! N-ai văzut banana! Eu te spun lui mama, nu mă mai joc! Țineți un aspect, da. Bananele conțin triptofan, un aminoacid esențial care se transformă în serotonină, un hormon antistres, you know? Facem rost de hormonul ăsta antistres, pentru că cel care a trimis bâlbe la crcotaj.ro sau pe pagina noastră de Facebook sau pe Instagram sau pe anunță like, va face rost de un telefon pe care îl tragem noi la sorți acum. AllView A10 Plus este un telefon super performant, da? Da. Este da. Un telefon care cu acord se ajunge la, atenție, la Suzana, nu e. Vlădoia Bielica, bravo! Iulian. Telefonul acesta este pentru... Iulian este un telefon oferit de... Nu mă mai joc, de... AllView, colega noastră Ioana Țilvamâna, va veni la tine acasă să... Da. Da, bine, ok. Dacă vine, cum vine dimineață de dimineață la radio, atunci o să fii fericit, pentru că la... nu că întârzie că niciodată! Un minut nu întârzie, senzație, bravo! Domnul Mircea Diaconu trece printr-o perioadă foarte bună de la început de 2015 și continuă până în 2024. Mai să fie fix până expiră mandatul. Exact, exact. Dar fii atent că asta e cel mai important. Din punct de vedere al astrologiei japoneze, este cel mai bine aspectat dintre toți candidații. Este un om în plină ascensiune. Ce se întâmplă? Are un puternic semn de apă acolo. Ca să poți să furi în momentul în care ai votul, da? Trebuie să îl auzi pe ăsta, să faci sondaje, să... Plus că bagă cu ploaie de stele, bagă cu elemente de astea care să te facă să te uiți pe cer. Deci asta a spus domnul Nelu Vicleanu. Domnul Viclean. Domnul Vicleanu este Viclean. E locotenent colonel, dacă mă înțelegi. Vicleanu recepție, da. Mai departe, stai că n-am Stai că și din punct de vedere numerolog, care are un an personal 3,
Așa? O, e bun, da. Ține cont de cifra destinului 5, ceea ce înseamnă că este un an extraordinar. Cine spune treaba asta, dacă îmi dați voie, domnișoara Ioana, vă rog? Un alt mare numerolog. Dacă îmi permiteți, că v-am văzut. Dar cine spune ca să îmi dau seama de grad, așa că... A, doamna capitan, da? Len colonel. Mincinosul. Doamna mincinosul, doamna... da. Nu, e astrologul Minerva, nu mai spune... Astrologul, doamna capitan Minerva a spus așa, că ia. Domnul diaconul până în 2015 a avut o rană ancestrală. O ce? O rană, așa. A fost dărmat. Așa? Da? Și că i s-a vindecat rană, el a rupt coaja în 2015. Exact. Și mai mult decât atât, am înțeles că în toată această perioadă niciodată nu a alimentat mașina lui, Aro. Nu, da, Ioana are dreptate. A avut sau nu a avut deranj în soartă? A avut, acum are un aranj, aranjament. Deci mie mi se pare că am demonstrat ceea ce trebuia demonstrat și cu asta basta. Doamne, domnișoare! Că domnul respectiv, diaconul, are deranj în soartă, da, frate. Nucleara ne dă dacă ajunge în turul 2. Aveți timp de ascultat? Aveți? Păi dacă aveți, ne bucurăm. Noi avem poante de livrat și cam atât. La GoldFM de lună până vine, de la 7 la 10 sau pe internet radio.goldfm.ro. Da, dar dacă aveți magazine, saloane, showroom-uri de inaugurat, noi avem un dezbrăcat de împrumutat. Băia bun, băia da, băia bun. Mănâncă puțin, să știți, nu vă faceți probleme. Bea mult, dar putem să trecem. Ce, mă? Am fost invitat aici, observați unde, chiar la stradă, ce să vă zic, colegii mei, mă bucur mult că au venit, am muncit foarte mult, o să filmăm un cadru și din stradă ca să vedeți magazinul, să veniți să cumpărați, pentru că sunt lucruri foarte bune. Capri, tu ți-ai ce aminte, capri? M-am întâlnit-o cu colega mea, care este organizatoarea și care a adus toate mărcile pe care nu le-am reținut. Draga mea, spune-ne ce avem aici unic în România. Bună seara! Bună seara! Măi, avem niște parfumuri foarte, foarte faine din, atunci, din Capri. Din Capri? Știi, acolo zici unde... zici Capri, zici dragoste, insulă, zici vacanță. Da, zici ăsta, Menghia, zici Catrinel, zici exact, Sofia Loren. Zici frumos! Zici, da, mă rog, așa? Maria Andreea! Deci italienii de acolo au venit de pe insulă la București să vândă... niște parfumuri de interior, care au niște decorațiuni. Din arici, din coral, din porțelan, care de fapt înseamnă regenerare, aduc noroc în casă și miroase minunat, după cum ți-am spus. Dacă ai ști ce noroc aduc eu în casă, ia-mă de braș. Da, eu te iau, hai! Să vă prezint o mai puține haine de damă, mă gândesc la bebelușa, la colega Ioana la bebeluși le au altceva, rochii negri de seară. Avem acest paltone, balatone și costă... Doar astăzi că este ofertă la deschidere, costă doar... doar 11.000 de rono. Oh. Alor, acum pentru colega mea Cristina m-am gândit tot așa pentru un cadou, aria. Am o pereche de cizme de șarpe, cizme lungi, are picioarele lunge, aici genunchele, numai bine. Lângă mine este o scumpă doamnă pe care doresc să o întreb. Signora, scuzi. Prego. Prego. La ce preț sunt aceste cizme? 6.400? De lei? De lei. Bucata? Nu, perechea. Mamă. Dragele mele bebelușe, dragele mele Eveline, m-am gândit pentru următoarea emisiune, no? Să apăreți așa în aceste rochițe superbe, care sunt doar la 1.600 de lei bucata. Și am vorbit cu doamna, mi le dă în două rate. Ceau! Vreau să vă arăt câteva parfumuri, sărut mâna, să vedeți și dumneavoastră cum miroase, da? Deci acum dacă nu mă ascultați, nu o să simțiți mirosul. Veniți la 20 de centimetri de televizor, în picioare, adică să aveți nasul pe mijlocul diagonale, da? Terra di Capri este cel mai tare parfum de cameră pe care l-am mirosit vreodată. Închideți ochii, 1, 2, 3 și când spun 3, trageți tare, da? Haideți. 1, 2, 3 și... Cum e? Păi nu, dacă ați făcut fasole în bucătărie, n-are cum să miroase așa. Mamă, dar este... Exact ce spunea colega mea de arici de mare, la început, sărut mâna. Vreau să... sărut mâna. Sper să apuc și eu, vă rog. Ce îmi recomandați? Chestia asta. Exact. Moto, colegul meu nu mănâncă pentru că s-a dus la un festival și a băut must și săracul e... Dar îl înțelegem. Asta e. Vai cum sunt.
Hai că vă fac poftă la asta. Mi-e cheamă Cătălin de Zabiato, vivi aici în România, ai striscia la notizia în Italia, ai striscia la notizia varianta romena. Ah, allora, okay. Cum ti chiama, scusi? Imma. Allora, comunque in, allora in Romania una parfumeria, parmigiano reggiano, se bastasse una canzone. Una canzone per definire... Per definire Imma. Per definire... That's amore. That's amore. Salut, bună seara. Vreau să vă povestesc când am fost în Capri la doamna acasă, la Ima. Are o casă superb. Cum am eu un pantelimono, eu am mușcata, ea are lămâie acolo. Ați fost în Capri? Dar ce-ați căutat la doamna Ima acasă? Să-i fac curat în curte. Dacă mergeți în Capri, o să vedeți foarte multă lume bună, dar nu o să vedeți niciodată o așa doamnă superbă. Salut, bună, scumpă doamnă. Vă rog să stați jos. Vreau să se uite tineretul din ziua de astăzi cum erau doamnele... Acum câți ani? Eu am 75 mulți de ani. Înainte, nu arătați oricum. Vă mulțumesc pentru complimente. Ceea ce purtați dumneavoastră, acum cât timp se purta la ieșire, la o plimbărică cu iubitul, cu soțul în București? La jumătatea secolului al XIX-lea, începutul secolului 20. Avea șosete la pantofi, da, absolut. Da, avea lornion, pălărie, joben de fapt, mănuși albe. Și politeția era tovarășul de drum din momentul în care ieșea din casă și până reintra. Doamne, ce frumos! Dau să mă învârmă, plim, discut cu lume bună, mă întâlnesc cu colegul meu care îmi pune o nebunie de bomboane în față. De care să iau? Vă pun una la pachet mai bine. Aoleu, ce bine! Da? Ești deștept, hai să mergem. Doamnelor și domnilor, seniore, seniore, lângă mine este o scumpă doamnă, o bună prietenă a cronicii. Noi la anul facem 20 de ani, după ce o să ne spuneți ce mai faceți dumneavoastră, vreau să ne transmiteți un mesaj care să rămână aici. Ce mai fac eu? Fac așa, calificări la Jocurile Olimpice de la Tokyo, fac performanță, fac medalii cu sportivi minunați. Încă mai avem. La ora actuală 100 de sportivi în pregătire, de se poate și fac excelent. Și acum un mesaj care să rămână aici și v-am pupat, la revedere, seară bună. Deci eu vă doresc ceea ce mi-am dorit eu la 20 de ani, să ies campioană olimpică și am ieșit. Mult foarte succes! Să rămână! Și vreau să vă spun o chestie. Acum că stau lângă dumneavoastră, îmi dau seama că am mai crescut eu. Da? Pentru că asta mi-e firea. Eu sunt un om simpatic. Doamna chiar mi-a propus, proprietarea chiar mi-a propus să ne asociem, să colaborăm. Eu vă aștept la mine aici, Calea Dorobanți 181, la mine acasă, aici o să locuiesc. Nu mă filma mai jos, că nu am șosete și da. Vă pup și ne vedem săptămâna viitoare. Aici sunt în sufragerie, la mine. Fii atentă cum scrie acolo. Italiana ta m-a da gata. Dar nu italiana ta, italianca ta m-a da gata. Italianca. Da. Doamna m-a invitat, dar ea locuiește undeva într-un cartier de stanele, în insula Capri. Vai de mama lor. Au firma din 1890, da, dar la fel și pe proprietarii magazinului. Deci mi-au zis că sunt delicios. Deci, ca o pizza calzone. Așa ceva. Poate e o pizza mascalzone, nu calzone. Allora, ragazzi, abbiamo un obiettivo di dato aici la cronica crocotassilor. Stai. De unde ajunge? La un crocotaș, ok, a trimis-o. Ultimul model de telefon, de ăsta, pardon, de cântar. E cântar cu telefon, atenție. Este un smart care, cântar electronic smart. Are conectivitate Wi-Fi, 14 valori, îți măsoară cât ai avut dimineața, cât ai avut pe masă, cât ai avut seara, cât te ține bateria. Eu nu pot să-l folosesc, să-l sparge. Poți face cu el Instagram. Imediat pentru bebeluși, pentru tot. Ia, ajunge cântarul. Ajunge la... Ia, dă-i. Paia! Gheorghiță Dorin Mihăiță. Gheorghe, bravo! Deci, având diminutiv la nume, e micuț. E micuț și merge... Nu se strică el cântat. Da, mă, dar asta măsoară și masă musculară. Da, și masa musculară. Șmeche. Sigur, tu ai mușchi, ai până într-o 100 de kilograme și dacă vrei să slăbești, are programul Smart Care. Apoi spune ce să mănânci. Ce spuneți de... Tu să nu te urci pe el, că îl rup. Și dacă la final de emisiune merge aia cu sunteți ceea ce priviți, ar putea să-ți folosească și cântarul după ce s-a pus ceva. Până săptămâna viitoare, la 20-30, când ne întoarcem. Sunteți ceea ce priviți! Vă pupăm!
Sofa, spune-i că sunt ele în cadru, nu să fie în România. Take it to the left now and dip with it, don't.